Tu, am auzit că ai făcut un exercițiu la un moment dat pe linia timpului din ce știu la Radu Sarandan și la un moment dat te-ai oprit. Și vreau să te întreb, că știu că ai avut o reacție destul de, mă rog, evidentă, să spun așa. Cam ce s-a întâmplat acolo? O să spun că au fost implicate așa mai multe emoții puternice și au năvălit. Cred că de asta m-am oprit, ca să zic așa. Nu mă așteptam, mai mult am fost surprins. În schimb, mă bucur că am continuat. S-a rezolvat până la urmă, ca să zic Am așa. înțeles. Eu am văzut decât exercițiul inițial și pe urmă am înțeles că ai lucrat cu Radu în mod particular. Poți să-mi descrii exact ce s-a întâmplat sau care au fost trăirile sau care a fost problema, de fapt? Problema exact nu știu ce. Eu am identificat-o pe un punct. Ca să pot să mă disociez de ea, cred că așa mă ajută pe mine să nu mă mai implic, să văd problema din afară. Nu știu exact ce am semnat, doar că știu, mă pot identifica pe mine cel dinaintea problemei. Aveam anumite momente în care pot să zic, nu aveam încredere în mine, simțeam că îmi lipsește ceva și erau niște emoții la nivelul pieptului. Nu pot să zic că erau foarte puternice în momentele în care le trăiam, dar acum nu mai sunt și simt în continuare multe schimbări și sunt foarte mulțumit de chestia asta. Aștept să văd ce se întâmplă mai departe, de-abia a treia zi de când am înțeles că se tot așează. Am înțeles. Spunea Radu la un moment dat că emoțiile pe care le-ai trăit au fost destul de mari. Poți să descrii un pic? Emoțiile au fost la nivelul pieptului, cum ți-am spus mai devreme. Se simțea un mic tremurat, am început să tremur. Pur și simplu, nu știu de ce. Habar n-am, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Am înțeles că am văzut ceva la vârsta aia, la 3-4 ani s-a întâmplat ceva, nu mi-a plăcut mie ceva și nu. Mai bine că n-am văzut-o. Nu știu exact ce am însemnat. Spune mai multe despre cursul NLP, ce părere ai despre Cred că e una dintre cele mai bune alegeri pe care le-am făcut în viața mea, alegerea de a veni aici. Colegii au fost minunați, proful n-am nicio. Cred că e cel mai tare om posibil pe care l-am întâlnit. Cât despre mine, așa ce mi-a făcut, m-a montat foarte bine pe ceea ce vreau să fac. M-a ajutat să ajung la un echilibru, pot să spun. Și acum sunt mulțumit de mine. Cred că asta e cea mai importantă chestie dintre toți. Mulțumit de mine și acum n-am decât viitorul în față. Vreau să fac toate lucrurile pe care nu le-am făcut până acum. Și faza cea mai tare e că pot să le și fac și simt asta. Deja am început. vreau să te întreb, a fost un exercițiu super care mie mi-a plăcut foarte mult. La un moment dat ai venit la cursul NLP într-o anumită stare. Poți să-mi spui mai multe? Păi, mă durea capul cam de 20 de ore. S-a întâmplat sâmbătă, ce spui tu. Da. Vineri nu am putut sta la job mai mult de 2 ore. Nu am ajuns nici la curs seara. Iar sâmbătă am făcut efectiv eforturi să mă târâi, ca să zic așa, până aici. Durerea era de o maximă intensitate. M-a invitat Radu să lucrăm puțin pe chestia asta. Sigur că am zis da. Oricum epuizasem toate metodele și medicația deja o... Da. Și a mers maxim. Cum te simțeai înainte și cum a fost după? Pentru că eu cel puțin am văzut o diferență majoră. La început, când ai venit în timp la curs, nu scoteai nicio vorbă. Pe tine, care te știam că ești foarte sociabilă și râzi tot timpul, să zic așa, nu ai intervenit în nicio discuție și stăteai undeva într-un colț. Iar după exercițiu, cel puțin mie, mi s-a părut că ți-a revenit culoarea în obraz și ai început să râzi și să glumești. Da, a fost și pentru mine foarte interesant de văzut că încă de la momentul în care Radu mi-a spus în timpul exercițiului m-a disociat în limbaj NLP, practic asta însemnând întâi doi pași, m-am depărtat de durere pe care o am plasasem undeva în față și apoi mai mult m-am disociat. Gradual a început să scadă durerea, iar ce a mai rămas, urma de durere ce a mai rămas, în urma exercițiului, timp în care se procesau încă
datele și ce lucrasem în exercițiu, pe parcursul la următoarea oră, maxim la următoarea oră, s-a șters total. Și șterse și acum. Super. Cât a durat exercițiu? 15 minute, nici măcar, dar să zicem. Am înțeles. Deci printr-un exercițiu de 15 minute a reușit să-ți ia o durere de cap care... O durere de maximă intensitate, dar nu știu, asta este valoros, dar foarte valoros este faptul că în timpul exercițiului mi-am dat seama că în spatele durerii este o problemă internă care tronează acolo de cam 15 ani. Deci, mai mult decât faptul că s-a dus durerea, am descoperit că în spatele durerii stă de fapt altceva. Am înțeles. Ce părere ai despre cursul NLP și despre ce se întâmplă aici? Păi am cochetat cu NLP-ul înainte de, în sensul că citeam NLP, dar cum îmi spunea și Marius până să vin aici, mi-a tot repetat că NLP-ul se face practic lucrând. Mi s-a îmbogățit foarte mult viața, nu numai harta, pentru că v-am cunoscut pe voi oameni deosebiți, dar Radu e de departe unul din oamenii care lasă urme, marchează, ți îmbogățesc viața. Am învățat să tac. Ceea ce pentru mine a fost hilar, dar interesant faptul că sunt genul de om care vorbește foarte mult și oamenii care chiar având ceva interesant și bun tot timpul de spus pot deveni incomozi, dacă nu cumva obositori la un moment dat, știi? Și Radu m-a determinat să tac fără să facă nimic, ziceam inițial. Acum știu că rupea raportul și mi-am dat seama cu câtă economie de energie poți la rândul tău să obții anumite beneficii, dacă vrei, în relaționarea cu ceilalți fără și fără să-i deranjezi și fără să investești tu consum foarte mare, pur și simplu, uite așa. Ești la finalul modulului 6? Da. Urmează modulul 7 și examenul, exact, presupun. Exact. Vrei să faci ceva mai departe cu NLP-ul? Da, chiar mi-am găsit cumva piesa lipsă, care lipsea din puzzle, așa, adică nu știam exact foarte mulți ani, mă tot gândit ce vreau să fac, încotro să merg și a venit așa NLP-ul fix pe zona în care nu știam exact ce și cum să fac și vreau, într-adevăr, să continui adică să mă tot perfecționez în acest domeniu și chiar să și profesez la un moment dat, când o să pot să... Cum ți s-au părut cursurile? Cum decurge o întâlnire de NLP de curs? Păi, ne întâlnim vineri. Așa. Așa, adică clarificăm nelămuririle la început, care s-au adunat, probabil întrebări care s-au adunat pe parcursul unei luni, până ne vedem, de la ultima întâlnire. Și apoi începem efectiv și lucrăm tot felul de exerciții, care lucrezi cu tot ce ține de persoana ta, de la identitate până la obiceiuri, până la scuze pe care le folosești tot. Începem și tot lucrăm și tot lucrăm. Sâmbătă și duminică și după aia, din păcate, se termină. Ce efect ai avut NLP-ul asupra ta până acum? După cele 6 module, poți să spui că ești o persoană diferită față de cea care venea la început? Da, sunt diferită, dar în foarte multe domenii și pe foarte multe straturi. Adică s-a modificat, au fost și reacții în lanț, au fost și am modificat aici și după aici și s-au foarte multe. Și unele mai mari și unele mai mici, anumite modificări de comportament, de cum văd eu lumea, de percepție, de... Deci o perioadă în care chiar m-am transformat foarte mult. Și datorită NLP-ului, zic eu, mai departe. Zi-mi de un exercițiu pe care ți l-a făcut Radu, că știu că tu ai fost în fața cursanților și a făcut pe tine la un moment dat. Da. Descrie-ne experiența, ca să spun așa. Eu îmi doream să am un alt comportament într-un anumit gen de situații. Pare foarte ușor așa, adică mai ales exercițiu pare destul de ușor, dar l-a făcut Radu cu mine și eu cu toate că spuneam, da, sunt de acord cu noul comportament pe care mi-aș dori să-l adopt, vedea că ceva nu se potrivește la mine, adică vedea că parcă o parte din mine opunea rezistență. Și prin tot felul de întrebări, a ieșit la suprafață că aveam o anumită convingere foarte puternică, care mă
cumva contravine acestui comportament pe care mi-aș fi dorit eu să-l am în anumite situații. Și atunci m-a ajutat să schimb acea convingere într-una care să-mi fie mult mai benefică și mai folositoare. Și atunci comportamentul a venit pur și simplu instantaneu, adică nici n-a fost. Și au trecut 2 luni, cred, da, de când așa, și am văzut că chiar a funcționat. Adică comportamentul și convingerea mea mi-a plăcut, că aia a fost așa cea care m-a... Poți să dai concret sau vrei să... Păi convingerea care o aveam, comportamentul nu este, ci nu vreau să fiu un pic mai calmă în anumite situații. Și convingerea era că trebuie să fiu foarte, în orice situație, eu trebuie să analizez totul foarte amănunțit și să fiu foarte serioasă și să, așa, foarte rigidă și fixată. Și am adoptat o nouă convingere că fiind flexibil pot să acționez în funcție de situație. Adică și-am observat că am fost mult mai fel, deci chiar în multe situații în care aș fi fost foarte cu piciorul în prag și foarte convinsă pe ceea ce aș spune și așa, am putut să mă adaptez în funcție de situație și chiar am văzut și beneficiile unui asemenea comportament și în exterior și în interiorul meu, de cum mă simt. De ce te-am adus în fața camerei? Știu că pe tine, Radu, a lucrat un exercițiu legat de public speaking, de... De o mică frică a mea de vorbit în public, da. Super. Vreau să-mi descrii experiența, dacă poți și vrei. Da, știu că am lucrat această experiență cu Radu la exercițiul acela de fobii. În cazul meu, vorbit în public nu este o fobie, doar că am un oarecare disconfort, dar doar la început. Am observat la mine lucrul acesta. Când am de vorbit în fața unui grup, la început, primele cuvinte, primele fraze, acolo ar fi problema, după care se duc și emoțiile. Ei, prin exercițiul pe care l-am lucrat cu Radu, mi-am modificat aceste emoții, ca să spun așa, și am ajuns să mă simt chiar foarte bine în momentul în care mă ridic în picioare în fața unui grup, eventual iau microfonul și prezint ce am de spus. Și chiar am avut acum câteva zile o experiență de genul acesta, unde a trebuit să prezint un proiect de-al meu, care a decurs totul foarte bine. Chiar am reușit să captez atenția publicului, cei de acolo au fost atenți, mi-au pus întrebări, a fost chiar interactiv, lucru care mă bucură foarte mult. Cât a durat exercițiul în sine pe tine? 10-15 minute, cam ca orice alt exercițiu făcut în cadrul cursului. Și efectul a fost imediat, adică la următoarea apariție în public, tu n-ai mai avut același comportament pe care l-aveai înainte? Da, numai că următoarea apariție în public a fost la câteva săptămâni după. Deci n-a fost chiar a doua zi, că nu a fost ocazia. Înțeleg. Și era o problemă stringentă, la modul că te gândisei la ea și n-aveai cum să... n-ai rezolvat-o până în momentul în care a făcut Radu... mai da, încercasei să vorbești în public? Da, pentru că am mai avut... De exemplu, speech-ul la Toastmasters, unde aveam foarte multe emoții și mă gândeam ce or să spună colegii dacă nu spun bine, dacă mă bulbui, dacă nu sunt atenți, dacă nu interesează. Iar lucrurile acestea s-au dus. Nu au mai apărut acum. Super. Cum e cursul NLP practitioner? Poți să ne dai o mică descriere despre cum îl percepi tu? Da, eu îl percep ca un curs foarte bun pentru dezvoltarea ta ca om. Fie că vrei să profesezi mai departe, să mergi și la celelalte nivele, sau altfel poți doar pentru tine. Eu, de exemplu, mi-am schimbat foarte multe lucruri la mine, modul de a mă percepe pe mine, dar și de a-i percepe pe ceilalți și sunt mult mai atentă la cum comunică ceilalți cu mine, practic, ca și eu să pot comunica cu ei pe limba lor.